Salut! Dacă vrei să obții permis de conducere categoria C, C, D, ori D, și nu ai vârsta minimă stabilită de lege de 21 de ani, respectiv 24 de ani, te informez că începând cu luna februarie anului 2023, poți să obții aceste categorii la vârsta de 18, respectiv 21 de ani, doar că în anumite condiții pe care ți le voi explica în vlogul care urmează. Tocmai ți-a reținut poliția permisul de conducere și vrei să știi cum să-l redobândești mai repede? Sau dacă ești obligat să dai examen pentru a nu se majora suspendarea cu 30 de zile? Vrei să știi când și unde se dă testul de redobândire în orice județ din țară, dar și documentele necesare? Vrei să faci chestionare în aceleași condiții ca la poliția rutieră și să citești legislația la zi? Descarcă aplicația redobândire permis by Tavi Perțea cu modificările legii din 2022. Acum disponibil atât în magazin Play cât și în App Store. Aceste modificări ale codului rutier, despre care voi vorbi în continuare, cum că poți obține categoria C, CE la vârsta de 18 ani și categoria D, DE la vârsta de 21 de ani, au intrat deja în vigoare în luna februarie a anului 2023 și deja puteți să obțineți aceste categorii la permisul de conducere. Ideea este că sunt anumite condiții prevăzute de legiuitor pentru ca aceste categorii să fie valabile și să nu vi se întocmească dosar penal. S-au introdus în lege niște elemente de noutate pe care o să le dezbatem împreună. Așadar, înainte o să vă citesc textul de lege, după care o să dezbatem așa puțin, să analizăm acest text. Bun. Articolul 20 din OG 195/2002, care este în vigoare de mai mulți ani, da, stabilește la litera D vârsta minimă pentru a obține permis de conducere categoria C, CE, D1 și D1E ca fiind 21 de ani. Iar la litera E spune că pentru permis de conducere din categoriile de vehicule D, DE, TB și TV trebuie să ai cel puțin 24 de ani. Aceste prevederi sunt încă în vigoare. Aceasta este regula. Doar că în februarie legiuitorul a adăugat niște excepții. Și o să vă citesc aceste excepții. Respectiv spune așa la aliniatul 5 că prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la aliniatul 4, litera D, permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială, denumit în continuare CPI, astfel cum este reglementat în articolul 1 alineatul 3, da? Mai departe vedeți voi, pentru aprobarea și modificarea. Bun. Așadar, vedem că legiuitorul a introdus o excepție de la limita de vârstă. Și anume că poți să obții permisul de conducere categoria C și CE la vârsta de 18 ani, doar că această categorie nu este valabilă fără acest curs, da, CPI. Dacă vreți să știți mai multe lucruri despre cursul ăsta CPI, vă recomand să citiți Ordinul Ministerului Transporturilor numărul 1214 din 2015. Acolo aveți și definiția, aveți și condiții, aveți totul detaliat. Dar asta o citiți voi atunci când vă interesează efectiv să urmați cursul. Și noutatea este că pe permisul tot de conducere obținut la vârsta de 18-21 de ani, dar înainte 21 de ani, vei avea un cod, da, pe spate. Iar atât timp cât vei avea acel cod pe spatele permisului de conducere, categoria C și CE, da, aceste categorii nu sunt valabile dacă nu ai obținut și cursul CPI. Mai pe scurt, ai categoriile
dar nu poți să conduci decât în prezența instructorului sau a examinatorului, da, în vederea obținerii acestui curs. Pentru că dacă tu ai categoria C, ce e obținută la vârsta de 18, da, 19 ani, și conduci un autovehicul din aceste categorii, chiar dacă tu nu faci transport marfă, da, ești gol, nu transporti nimic, și nu ai în dreapta instructorul sau examinatorul, o să ți se întocmească dosar penal în cazul în care nu ai și cursul CPI. Atenție, nu ai acel curs, da? E ca și cum nu ai avea deloc categorie. În situația în care ai obținut acest curs, da? CPI, care se obține în baza unor examene, practic ai drepturi depline. Chiar dacă tu ai vârsta de 18 ani și 2 luni, ai drepturi depline, poți să conduci liniștit, fără nicio restricție, poți să conduci atât în țară cât și în afara țării. Fără acel curs, nu poți să conduci. Și o să spuneți, doamne, cu ce mă mai aștept pe mine atunci când fac permis de conducere la 18 ani, categoria C, ce e? Păi, e simplu, pentru că tu, dacă tot faci școala de șofer pentru B la 18 ani, faci și ce-ul, ce eu, da? Plătești odată, înveți o singură dată, nu înveți de mai multe ori. Dacă vrei să te angajezi ulterior ca șofer și să efectuezi transport de marfă, faci acest curs CPI și ai drepturi depline. Dacă nu vrei să profesezi această meserie, așa cum am făcut și eu, da? De exemplu, la vârsta de 18 ani, când legiuitorul permitea să obții la 18 ani ce, ce e, dar toate categoriile, fără nicio condiție, fără nimic. Eu le-am obținut, da, aceste categorii. Așa a fost ambiția mea atunci. Dar eu n-am mai condus niciodată camion. Și dacă tu nu ai nevoie, dar nu vrei să conduci în acest interval până la vârsta de 21 de ani, pur și simplu nu obții acel curs, nu te mai chinui, nu mai faci nimic și nu te încurcă, nu te ajută cu nimic. Dar în situația în care, nu știu, în funcție de nota de la bacalaureat, consider că vrei să te reorientezi profesional și te-ai găsit vocația și vrei să te faci șofer profesionist, ceea ce este o meserie onorabilă, că am un respect pentru șoferii de camion, am foarte mulți prieteni și am colaborat cu foarte mulți șoferi de camion, poți să urmezi acest curs și atunci vei avea posibilitatea să te angajezi, da, la 18 ani, 19 ani, ca șofer de tir. Bineînțeles că același lucru este valabil. Stați, șofer de camion, că iar mi-atrag atenția. Și doamne, nu tir, camion, da, șofer de camion. Știm, da, noi, că așa se spune, corect, doar că oamenii, da, în general, cam așa spun, da, șofer de tir, da, am văzut un tir. Bun, iar legiuitorul a completat, da, și a prevăzut această excepție, coborând limita de vârstă de la 24 de ani la 21 de ani și pentru cei care vor să obțină categoria D, D, E. Și spune așa legiuitorul, prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alineatul 4 litera E, permisul de conducere pentru categorie de vehicule D și DE se eliberează la vârsta de 21 de ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei, numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României, în prezența instructorului și a examinatorului, în timpul cursului practic respectiv a probelor practice pentru obținerea CPI. Deci, exact în aceleași condiții. Dacă nu ai cursul CPI, nu poți să conduci aceste vehicule dacă n-ai vârsta minimă de 24 de ani. Dacă ai cursul, poți să conduci și la 21 de ani. Sper că m-am făcut înțeles. Știu că legea este complicată. Vedeți că adaugă excepție la excepție. Prevede doar pe teritoriul României, după care iar face referire la curs și la toate lucrurile astea. Pe scurt, da, încă o dată, mă repet, ai obținut permis de conducere categoria C, CE la 18 ani, o să ai un cod pe permis și nu ai voie să conduci doar în baza acestui permis de conducere. Dacă vrei să ai drepturi depline, trebuie să urmezi și trebuie să obții, da, practic, și acest curs CPI care se obține de la ARR. Ai obținut și cursul, după care ai drepturi depline, indiferent dacă ai
18 ani. Asta așa pe scurt. Deci, atenție, să nu cumva să conduceți, da? Cu codul național specific, fără să aveți și cursul CPI, pentru că o să vi se întrumească dosar penal, asta în situația în care nu aveți în dreapta instructorul sau examinatorul. Mare, mare grijă, dar nu vă jucați, pentru că se poate întocmi dosar penal, vi se reține permisul de conducere fără drept de circulație, o să aveți șanse foarte mari să se anuleze permisul de conducere și în loc să vă bucurați, da, să conduceți liniștiți un camion, să aveți un loc de muncă bine plătit din câte am auzit eu, să riscați să intrați, da, într-un moment ăsta, într-o gaură din care o să fie greu să mai ieșiți. Bun, cam asta a fost despre textul de lege. Acum vreau să aud care este părerea voastră. Este bine că s-a redus limita de vârstă pentru aceste categorii CC la 18 ani și DE la 21 de ani? Credeți că un adolescent, cum am fost și eu de altfel, dacă și eu am dat văzut la 18 ani, da? La această vârstă poate să conducă un camion, o hardughie din asta, da? De câteva zeci de tone? Este periculos? Credeți că odată cu vârsta, dar la 21 de ani, este mai sigur pentru noi toți, dar și pentru șofer, să conducă un astfel de vehicul cu un gabarit atât de mare? Ce părere aveți voi? Credeți că vârsta poate să influențeze sau nu? Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, vă mai las aici pe ecran și alte videoclipuri asemănătoare, iar până data viitoare, fiți de bună credință și abonați-vă dacă vreți să vedeți și alte videoclipuri din domeniul poliției rutiere.